În fiecare an, odată cu terminarea liceului, o bună parte dintre absolvenți îngroașă rândurile șomerilor, asta dacă nu se duc la facultate și, bineînțeles, dacă nu și-au găsit un loc de muncă. Tot în fiecare an, angajatorii se reunesc în cadrul unei burse a locurilor de muncă pentru a găsi absolvenți de liceu dornici de un job. Prin urmare, la finele acestei luni, mai precis, vineri 28 septembrie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează o nouă ediție a bursei locurilor de muncă pentru absolvenți. Acțiunea își propune să faciliteze contactul direct între angajatori și persoanele interesate în obținerea unui loc de muncă. Deocamdată, agenții economici giurgiuveni sunt așteptați la sediul AJOFM pentru a-și anunța participarea la bursă, dar și pentru a comunica numărul joburilor vacante.